au cucerit tot mai multe și mai renumite scene ale cântecului popular. Reginencele Dorina Iuliana Oprea și Bianca Adelina Pop au fost premiate cu locul al doilea, respectiv locul întâi, la Festivalul Național Sibiu, capitala muzicală, secțiunea muzică populară. Fetele au concurat alături de 10 de tineri interpreți, dar s-au dovedit a fi printre cele mai bune la categoriile lor de vârstă. Juriul a fost unul de prestigiu, format din 15 membri și condus de renumitul compozitor român Horia Moculescu. Și-au mai adăugat un premiu important la palmaresul tot mai bogat. Reginencele Dorina Iuliana Oprea și Bianca Adelina Pop au fost pe podium la ediția din acest an a Festivalului Național Sibiu, capitala muzicală. Cele două tinere interprete au concurat la secțiunea muzică populară, iar evoluția lor a fost apreciată de un juriu format din 15 membri, condus de celebrul compozitor și realizator de emisiuni TV, Horia Moculescu. Dorina Iuliana Oprea a participat la categoria 13 ani plus. Am participat la un concurs din Sibiu care s-a organizat la Casa de Cultură din Sibiu, unde am obținut la vârsta de plus 13 ani, am obținut locul 2, am fost concurenți din 29 de județe, am obținut locul 2, m-am pregătit cu o piesă proprie și la această piesă m-a ajutat foarte mult domnul profesor Marian Someșan, care a fost alături acolo de noi și vrem să-i mulțumim foarte mult. Mi s-a părut foarte frumos, am cântat câte o piesă și cine vrea putea să cânte și o doină, o strofă dintr-o doină, dar am cântat doar o piesă din repertoriul propriu care e făcută de Cătălin Cioba. Și verișoara ei, Bianca Adelina Pop, a avut o interpretare reușită, apreciată cu premiul întâi la categoria 5-9 ani. Reprezint Valea Beicii, am participat la concursul din Sibiu, unde am obținut locul întâi. La categoria de 5-9 ani. Cu ce piesă? Cu Bătălina de Noroc, care e o piesă care mi-a adus noroc întotdeauna, scrisă de Cătălin Cioba, care îi mulțumesc. Și domnului profesor Marian Someșan pentru că mă ajută să mă pregătesc. Cele două tinere soliste au concurat și la primele două ediții ale emisiunii concurs Pot să fiu o stea, organizată de Dareghin TV în parteneriat cu Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Planul lor este să facă o carieră în acest domeniu, iar pentru aceasta, sprijinite de părinți, caută să fie prezente la cât mai multe festivaluri și concursuri naționale. Zilele Culturii Maghiare, ediția a doua, s-au deschis oficial la 19 septembrie la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Spectacolul organizat a cuprins înmânarea premiilor Pro Urbe la doi reprezentanți de seamă ai comunității maghiarilor din Reghin și un program artistic cu participarea unor actori din Târgu Mureș. La manifestare au participat sute de reghineni, primarul Maria Precup și reprezentantul Consulatului Maghiar. Comunitatea maghiară din Reghin este în sărbătoare. Timp de 4 zile are parte de manifestări artistice, sportive și educative, menite să promoveze istoria și tradițiile etniei specifice zonei noastre. Organizatori sunt Asociația Culturală Chemenianoș și UDMR Reghin. Deschiderea festivă a celei de-a doua ediții a evenimentului a avut loc vineri, 19 septembrie, la Casa de Cultură Eugen Nicoară. La manifestare au participat sute de reghineni, reprezentantul Consulatului Maghiar, dar și primarul Maria Precup. Este un eveniment deosebit care va ține 3 zile și le doresc să fie un eveniment pe care să nu-l uite niciodată și să se bucure de întâlnirile pe care le au unii cu alții, dar și de programul pe care îl asigură pentru dânsii. Eu le doresc să fie sănătoși, să fie fericiți, să trăim în continuare în armonie, în Reghin, așa cum am făcut-o până acum și să continue să-și păstreze tradiția care este deosebită și care pe foarte multe alocuri se întrepătrunde cu tradițiile noastre și avem de fapt un trecut comun și obiceiurile noastre sunt foarte asemănătoare și niciodată nu știi la lor influențe românești sau noi avem influențele maghiare în dansurile noastre, în muzica noastră și știm bine că iubim la fel de mult atât și cât și noi obiceiurile noastre de care ne bucurăm împreună.
Din spectacol a făcut parte și momentul de cinstire a celor mai de seamă reprezentanți ai comunității maghiarilor reghineni. Astă seară va fi deci un program cultural, festiv, la care vom decerna cele două premii pro-urbe pentru două personalități, o profesoară, doamna profesoară Mate Marto, care a fost profesor la Liceul 2, Liceul Teoretic numărul 2, și artistului plastic Barote Adam, care au făcut foarte mult pentru învățământul reghinean și pentru cultura reghineană. Organizatorii au subliniat că manifestarea aflată la a doua ediție se vrea o serbare a tuturor reghinenilor. Ideea, mesajul principal este de a cultiva în continuare tradițiile, obiceiurile, cultura, limba, literatura maghiară, fără de care eu cred că paleta multiculturalității reghinene ar fi mai palidă. Noi vrem să fie aceste trei zile total apolitic, pur cultural, distractiv, educativ pentru copii și cu toții să ne simțim bine. Sărbătoarea continuă sâmbătă și duminică cu o varietate de activități. O să fie foarte multe activități. Vom începe cu o slujbă, după aceea o să fie program pentru copii, cântece, se joacă acolo până când părinții îngătesc guiașul, deci va fi concurs de guiaș, o să fie și niște expoziții din lucrurile manuale făcute de diferite copii și de femei, iar după masă, de la 4, iar începe un program distractiv. Concertele programate îi vor aduce pe scena special amenajată pe stadion pe membrii formației Blast, ai trupei Titan și pe renumitul Benkyo Laszlo. Iubitorii crossului au participat în 28 septembrie la Promenada Inimilor, acțiune inițiată de Clubul Rotary Reghin alături de Fundația Română a Inimilor și Forumul Național de Prevenție. Scopul acțiunii a fost acela de a încuraja populația să facă mișcare ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. La eveniment au fost prezenți reghineni de toate vârstele care au primit la final diplome de participare. Promenada Inimilor a adunat iubitorii de mișcare într-un cross desfășurat în centrul municipiului. În data de 28 septembrie, aceștia s-au întrunit în Parcul Central, unde au alergat cu mic cu mare. Acțiunea a avut ca scop încurajarea populației orașului să facă mișcare, ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Proiectul a fost realizat cu implicarea Clubului Rotary Reghin și a Fundației Române a Inimii și Forumul Național de Prevenție. Acțiune sub egida Rotary Internațional, cu implicare în districtul România și Republica Moldova. Puneți inima la treabă, o campanie în care Institutul de Boli Cardiovasculare, sub conducerea profesorului Gaiță, s-a implicat în acest proiect foarte important. Mișcarea pentru toți dintre noi, în primul rând, se adresează adulților, care în cotidianul actual e o realitate, se fac foarte puțină mișcare. O viață destul de sedentară, stăm în mașină, stăm la birou, nu ne mișcăm și de foarte multe ori doar atunci când avem probleme ajungem la medic. E foarte important, e chiar vital să ne punem inima la treabă, sloganul sub care Rotary a gândit această acțiune. Sperăm ca implicarea să fie nu numai din partea tinerilor, ci a adulților, să conștientizeze cât de important e să facem mișcare zilnic. Scopul a fost ca să scoatem lumea la mișcare împreună cu Fundația Română a Inimii. Am înțeles mesajul de a face mișcare, astfel fiind mai sănătos pentru noi toți, a pune inima în mișcare, și este una dintre acțiunile care fac parte din categoria sport și sănătate. Ne bucurăm că s-au adunat astăzi foarte mulți tineri și pensionari. I-am rugat să fie prezenți și multă lume, în primul rând, pentru mișcare, și cred că va ieși un eveniment frumos. La activitate, un aport important l-au avut și tinerii, care s-au mobilizat pentru a duce mai departe mesajul acțiunii.
Din poziția mea, să spunem, de coordonator al Fondului Comunitar Reghin, am fost invitat să implic și tinerii cu care muncesc eu, să spunem, zi de zi. Și cu bucurie am răspuns invitația, am reușit să adunăm 20 sau 30 de liceeni care vor participa în crossul de astăzi, să demonstreze că tinerii vor să-și pună inima la contribuție, la mișcare, să arate cât de importantă e mișcarea, în special pentru ei, dar și pentru cei de alte vârste. Promenada inimilor a fost organizată în aceeași zi și în municipiul Târgu Mureș. Cei 100 de participanți au pornit din centrul orașului și au avut ca punct final platoul Cornești. Am avut un an agricol bun. Aceasta este concluzia producătorilor care au luat parte la cea de-a 13-a ediție a sărbătorii Ziua Recoltei. Manifestarea a reunit fermieri din municipiu și zona arondată care au oferit vizitatorilor produse agricole, dar au luat parte și meșteri populari care au întregit oferta expozițiilor cu obiecte lucrate manual. La fel ca la edițiile anterioare, organizatorii au pus la cale și un concurs de gătit în care ei au oferit ingredientele, iar participanții au fost invitați să-și demonstreze talentul. Ediția cu numărul 13 a Zilei Recoltei a fost cu noroc pentru reghineni. Vremea a fost de partea organizatorilor și a participanților și a venit parcă să încununeze anul agricol prosper de care avem parte în zona Reghin. Expozițiile pregătite de participanți au oferit vizitatorilor toată gama de produse agricole. Noi de la seriile municipiului Reghin venim ca de obicei cu florile de toamnă, care sunt crizantemele, panseluțele viola tricolor, coronițe și buchete din flori de paie, ceea ce găsiți doar la seriile din Reghin. Cum mi se pare anul acesta? Anul acesta, într-adevăr, avem o bucurie mare, fiindcă e vremea foarte bună, foarte multă lume, foarte mulți comercianți, agricultori care se ocupă cu legumicultură și cu tot felul de meșteșugării. Într-adevăr, este o vreme bună și este foarte multă lume. Expozițiile de produse agricole au fost completate de standurile în care vizitatorii au putut admira și cumpăra produse obținute de fermieri din zona Reghin, dar și de meșteri populari. Varietăți de miere de albine, de salcâm, polifloră, de floarea soarelui, de mană și miere cu cătină. Anul acesta a fost puțin mai problematic cu mierea, pentru că, așa cum știe toată lumea, din cauza timpului, să zicem, a fost unul dintre cei mai dezastruoși ani, să zic, că nu exagerez. Mai trăim din mierea pe care am avut-o anul trecut. Singura care a mai fost anul ăsta a fost mierea de floarea soarelui. Și pe care am descoperit-o având niște calități deosebite. Lumea neștiind ce calități are. Lumânări sculptate, bijuterii și câteva lucrușoare croșetate. Cum vi se pare ediția din acest an? Eu spun așa că pe an ce trece e tot mai frumoasă, mai cu multe lucruri noi, fiecare încearcă să aducă ceva nou care să facă și mai frumoasă această zi. La fel ca la edițiile anterioare, organizatorii au pus la cale și un concurs de gătit în care ei au oferit ingredientele, iar participanții au fost invitați să-și demonstreze talentul. Anul acesta, ca în fiecare an, ne prezentăm împreună cu colegul Feri la Boieru și la Grofu, că așa ne numim noi ca siglă, cu un bob gulaș. Bună ziua, oameni buni! Bob gulaș? Asta înseamnă un gulaș făcut cu fasole. Bună ziua tuturor prezenți! Tradițional, în zona Săcuimii. Clătitele sunt specificul liceului nostru, de asemenea și sarmalele, avem prăjitură cu mere, cam astea sunt care le prezentăm noi. Noi banii care îi primim o să-i donăm la copii și la vârstnici, fiindcă urmează ziua vârstnicilor. Ziua Recoltei este o manifestare organizată de Fundația Culturală Vioara, reprezentată de Vasile Gliga, primăria și Consiliul Local Reghin, cu scopul de a serba bogăția și varietatea culturilor din zona noastră. Doamnelor și domnilor, retrospectiva lunii septembrie se încheie aici. Vă aștept mâine cu cele mai importante evenimente din luna octombrie. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!